Iubiții Domnului, haideți să deschidem Cuvântul Sfânt la Luca, capitolul 19, legat de sărbătoarea pe care o avem, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, de la versetul 37 o să citim până la versetul 44. Luca, capitolul 19, de la versetul 37 până la versetul 44. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus, învățătorule, ce-artăți și el a răspuns. Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri și te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Vă invit să ne ocupați locurile. Vă binecuvântez în numele scump al Domnului Isus Hristos și mă bucur de faptul că putem să fim împreună în această seară la părtășie. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc Domnului pentru prietenia pe care o am cu fratele Luigi. Frații dumneavoastră din San Antonio, care de aproximativ 18 ani se adună împreună, să știți că v-au cam copiat și numele l-au luat, Betania, și vă transmit multe salutări, iar salutul bisericii noastre este fiți plini de Duhul Sfânt și vă dorim să fiți plini de Duhul Sfânt. Să știți că e foarte importantă plinătatea Duhului în noi, că atunci când plinătatea Duhului este în noi, să știți că facem cam ce ne spune Duhul. Facem ca ce ne, cam ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, datorită faptului că Duhul nu iese din Scriptură niciodată, ci totdeauna folosește Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să fie cât mai real în viața noastră și cât mai perfect în viața noastră, ca să-L putem și aplica. De aceea, mulțumesc tuturor care au fost alături de noi. Aseară, Domnul să vă bine cuvânteze. În seara aceasta m-am gândit la această sărbătoare specială și am ales această parte din această Imagine pe care Biblia ne-o descrie a intrării Domnului Isus în Ierusalim, și o să ne oprim la două aspecte foarte importante, însă, înainte ca să ne oprim la aceste două aspecte, aș vrea să vă provoc aducându-vă aminte că Dumnezeu totdeauna a avut inima îndreptată înspre om. Dorința lui Dumnezeu a fost să comunice cu omul. Și a avut metode prin care să comunice cu omul. Acum, în vremea noastră. Dumnezeu stă de vorbă cu noi prin Duhul Său cel Sfânt. De aia am spus că e foarte important să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Creștinul, spune Apostolul Pavel, trebuie să trăiască după îndemnurile Duhului, adică Duhul ne transmite îndemnuri din partea lui Dumnezeu și ne vorbește, aducându-ne aminte de toate cuvintele spuse de către Domnul Isus Hristos. Așa ne spune Scriptura. Deci Duhul ne șoptește. Dumnezeu ne vorbește, ca și în seara aceasta, prin mine, prin oameni pe care Dumnezeu îi folosește, vorbindu-ne, aducându-ne Cuvântul Sfânt, îl auzim. E vocea lui Dumnezeu care se îndreaptă înspre noi prin Cuvânt. Dar mai există și un fel de a vorbi a lui Dumnezeu. Fratele Luigi ne-a introdus puțin în ideea aceasta, și anume: evenimentele pe care Dumnezeu le folosește ne transmit ceva, ne vorbesc. Și să știți că. Evenimentele pe care Dumnezeu le folosește pentru noi, de fapt, este strigătul lui Dumnezeu la urechile noastre. Deci, ne șoptește prin Duhul Sfânt, ne vorbește prin scripturi, dar prin evenimente, datorită faptului că uneori nu suntem atât de deschiși ca să ascultăm, strigă la noi. Nu pentru că ne vrea răul, ci pentru că ne vrea binele. Evenimentul pe care noi îl sărbătorim astăzi este un strigăt al lui Dumnezeu legat de viața Domnului Isus Hristos. Pentru că a venit la Isai ca să li se descopere, ca să li se arate cine este El. Evanghelia după Ioan vorbește foarte mult că Domnul Isus Hristos a încercat să le expună că El este trimisul lui Dumnezeu, că El este Fiul lui Dumnezeu și n-au vrut să-L accepte. De aceea se și vorbește despre El că a venit la Isai și a nu l -au, nu l-au primit, nu l-au acceptat. Nicăieri în Scriptură nu mai găsim faptul că Domnul Isus Hristos a acceptat să fie proclamat ca și împărat ca și aici. Aici a acceptat. Nu i-a oprit pe nimeni ca să nu-l accepte ca și împărat. Ba din potrivă, când farisei au spus, opreșteți ucenicii, nu, 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 lăsați -i. Dacă nu strigă ei, strigă pietrele. Așadar, acest eveniment este strigătul lui Dumnezeu pentru națiunea lui Israel, dar nu numai pentru națiunea lui Israel. Este strigătul lui Dumnezeu pentru toată lumea ca să privească la Hristos ca la un împărat. Ca la un împărat. Era foarte greu de acceptat ideea asta în mintea lor, mai ales a fariseilor. Poporul și-ar fi dorit să aibă un asemenea împărat. Ascultați-mă, poporul și-ar fi dorit să aibă un asemenea împărat, însă ei au vrut ca împăratul care urma să fie ridicat pe tron și Mesia despre care se vorbeau și vorbeau cei din vechime, îl priveau din altă perspectivă, din altă gândire. Însă Domnul Isus Hristos a avut un curaj extraordinar de mare și despre asta o să vorbesc și apoi aș vrea să ne uităm la plânsul Domnului Isus Hristos. De fapt, nu este plâns, în limba greacă este tradus Plânsul în hohote e bocetul Domnului Isus Hristos datorită respingerii pe care națiunea lui Israel. Și o să vedem că sunt mai multe motive din care cauza plâns Domnul Isus Hristos cu hohote. Deci a hohotit, a bocit, uitându-se la ceea ce era acolo. S-a declarat și a avut curajul să se declare ca și împărat. Dar nu orice împărat. Dacă sunteți atenți și v-ați uitat la toată sărbătoarea aceasta, Domnul Iisus Hristos a ales să intre în Ierusalim foarte interesant. Mulți se gândesc și se uită la Domnul Iisus Hristos ca și cum ar fi ales neapărat o cale de smerenie, intrând în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe. Dar dați-mi voie să vă spun, n-a fost aleasă o cale de smerenie. Pentru că în Ierusalim au mai intrat și alți împărați înainte călare pe Asin. Și David a intrat de multe ori, dar spune Biblia că atunci când Solomon a fost uns ca și împărat, el era așezat pe un catâr, pe un asin. Și în, și în, în antitudinea aceasta călare pe asin a intrat în Ierusalim și el a fost uns ca și împărat. Asinul avea o reprezentare, reprezenta ceva. El reprezenta pacea, el reprezenta prosperitatea. Un mare împărat care era gata pentru război, totdeauna intra într-o cetate, totdeauna intră într-o capitală, călare pe un cal roșu. Pentru că el încerca să arate că este un război, este un cucernic. Când se întorcea cineva de la război și-a avut biruință, intra pe porțile cetății călare pe un cal alb. Ca să transmită că el este cuceritorul. Hristos a ales să intre ca un împărat, dar nu orice împărat, călare pe un asim, pe un catâr, pentru că era scris despre el că așa trebuie să se întâmple. Zaharia, capitolul 9 cu versetul 9 vorbește despre fica Sionului și fica Ierusalimului. Și Sionul este găsit în scriptură cel puțin în trei aspecte. Mai întâi cetatea lui David, Ierusalimul și apoi întreg Israelul și nu numai întreg Israelul este descris ca toate națiunile și toți oamenii care îl acceptă pe Hristos și care acceptă lucrarea Domnului Isus Hristos. A venit la ei săi călare pe un asin, călare pe un măgar și s-a prezentat ca și un domn extraordinar ce curaj. Ce curaj a avut știind în ce situație se află. Dar mai exista ceva acolo. Marii preoți au dat un comunicat de arestare pentru Domnul Isus Hristos. El era urmărit ca să fie arestat. Și anedrinul a spus, trebuie neapărat prins și trebuie oprit. Domnul Iisus Hristos știa ceea ce urmează. El știa că trebuie să moară. De aceea, în capitolul 20 din Matei, în capitolul 20 din Luca, vorbește foarte clar despre tot ceea ce urma să se întâmple. Ucenicii n-au înțeles, n-au priceput. Și a spus, ne suim la Ierusalim, mergem la Ierusalim, pentru că fiul omului va fi dat în mâinile lor ca să fie barjocorit și în final să fie omorât. N-au priceput, n-au înțeles. Domnul Iisus Hristos știa totul. Ba mai mult am citit undeva într-o carte în care se spune că Domnul Iisus Hristos nu numai că știa ce se întâmplă, pur și simplu a provocat. La timpul lui Dumnezeu i-a împins cumva pe marii preoți ca să-L răstignească exact în ziua aceasta cu ocazia acestei sărbători pentru că în mintea lor ei n-aveau de gând să facă crima aceasta chiar de sărbători și după sărbători. Dar trebuia să se întâmple și să se împlinească totul după ceasul lui Dumnezeu. După gândul și după planul lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, tot acest plan legat de Domnul Isus Hristos a fost așezat de Dumnezeire, a fost uh, gândit de Dumnezeu încă înainte de întemeierea lumii. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru un asemenea plan. Pentru un asemenea plan. Hristos a intrat în Ierusalim și a avut curajul să intre în Ierusalim ca și Domn al păcii. A ales măgărușul și cineva spunea, niște comentatori pe care am citit, spunea că măgărușul acesta făcea parte din familia de măgăruși pe care Avram i-a folosit, apoi Solomon l-a folosit când a intrat în, în Ierusalim. Și se pare că Domnul știa perfect de toate lucrurile și știa clar unde se află, ce să spună, cum să răspundă. Parcă totul era... Chiar unii comentatori au spus, Domne, Hristos sigur o sta de vorbă cu stăpânul măgărușului ca să, ca să fie atât de perfect totul și să funcționeze atât de, atât de perfect. Însă dați-mi voie să vă spun nasta asta de vorbă. El era tot știutor și știa totul cum trebuie să se întâmple. Și totul era bine plănuit de Dumnezeu. El a intrat în Ierusalim ca împărat. Dați-mi voie să vă spun că nimeni nu s-a expus într-un mod intenționat unui pericol așa de mare ca Domnul Iisus intrând în Ierusalim în forma în care a intrat. Nimeni. Pentru că în spatele Lui, în jurul Lui, în lumea care există atunci, toată lumea știa. El trebuie prins și trebuie arestat. Dar a avut curajul să meargă înainte și să a, înfrunte tot ceea ce era în fața lui. El știa ce se va întâmpla, știa că înainte de a-și da viața ca preț de răscumpărare, a vrut să atragă atenția întregii lumi și a Israelului întreg și asupra a, 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 a întreaga lume să-și se, să se, să se îndrepte privirea spre el, ca niciodată să nu poată fi tăgăduită doctrina morții Domnului Isus Hristos și a învierii Lui. De aceea a ales momentul acela special ca să, fac, să se întâmple asta. Erau mulți oameni acolo, era îmbăxit Ierusalimul de oameni și a ales pentru ca să scoată în evidență public moartea Domnului Isus Hristos. A intrat public la are pe un asin, s-a proclamat ca împărat și ucenicii au strigat, binecuvântat să fie împăratul care vine și nu spune Biblia că i-a oprit, Fariseea a vrut să-l oprească. Și din potrivă, când a vrut să-i oprească, a spus, dați-le voie să, să, strige, că dacă nu vor striga pietrele, cu alte cuvinte, acum e momentul în care lumea să cunoască că într-adevăr sunt un împărat? De aceea și Pilat, când stă față în față cu el, îl acuză și îi spune, ești cu adevărat un împărat? Și ce spune Domnul? păi cum să nu fiu? Sunt! Dar sunt un altfel de împărat, nu cum gândiți voi! Împărăția mea arată altfel! Împărăția mea este dominată de adevăr. Împărăția mea este, este condusă de adevăr. Pentru că El era și calea, și viața, și adevărul. Și oricine intră în împărăția lui Dumnezeu, de fapt, trebuie să se supună adevărului. Public a fost judecat Domnul Iisus Hristos de către Pilat. Public a dus și crucea în spate pe dealul Căpățânii. Public s-a întâmplat totul și toată lumea observa și a văzut uh, lucrarea aceasta. Intrarea aceasta triunfală era un act de provocare, măreață și un curaj suprem al Domnului nostru Iisus Hristos, pe care nimeni spunea cineva nu-l poate descrie ajuns, însă este un act pe care l-a uh, costat foarte mult. Dar el știa că-l costă. Pentru că era prețul cel mai mare posibil care trebuia să fie plătit pentru dumneata și pentru mine. Dar nu numai pentru noi, ci pentru lumea întreagă. Sângele Domnului Isus Hristos. Binecuvântat să fie El. Al doilea motiv pentru care aș putea să văd curajul Domnului Isus Hristos în toată această lucrare a fost atitudinea Domnului Isus Hristos o atitudine față de convingerile și dorințele și ideile unei națiuni tradiționaliste și care erau în așteptarea unei a unui mesia după ideile lor, după gândurile lor și după poftele lor. Și ascultați-mă, pentru că Domnul Isus Hristos le-a arătat cu adevărat ceea ce este El, le-a întors gândirea, le-a întors felul de a gândi, de aceea, Mulțimile care altădată l-aclamau, mulțimile care altădată erau alături de el, mulțimile care altădată mergeau după el, mulțimile care pur și simplu se bucurau de tot ce a făcut el. Pentru că le-a întors ideile despre ce înseamnă cu adevărat Mesia și Împăratul, au fost ușor de câștigați de către preoți și ei să cadă alături de preoți și de partea preoților ca să-l condamne. Pur și simplu le a spus că toate părerile și convingerile lor sunt greșite. Le-a demonstrat că tot ceea ce gândeau ei despre Mesia este greșit. Le smulge toate visurile din rădăcină. Idealurile lor pe care le aveau, naționaliste, pe care și le închipuiau că sunt perfecte și bune, Hristosul le scoate, le smulge din rădăcină și le aruncă. Cea mai răspândită dogmă de către experții legii era că Mesia va veni ca un războinic care va nimici pe toți vrăjmașii lui Israel care va da la o parte toți vrăjmașii lui Israel și va restaura împărăția Davidică. Însă Hristos era regele cerului. Era regele cerului. Când au văzut intrând călare pe asin, în mintea lor mai mulți, probabil că au citit Vechiul Testament și știau că era numai Vechiul Testament în vremea aceea, și au zis, Solomon, cel mai înțelept om, a intrat călare pe un asin. ăsta e regele nostru. Ăsta e împăratul nostru. De aceea mulțimea a întrebat, când au început să proclame și să declare despre el, că el este Mesia, că el este împăratul, Oseana, au început să se întrebe, cine e acesta? Cei care au venit acolo, care nu-L cunoscuse pe Domnul Isus, au întrebat, cine este acesta? Despre cine este vorba? Și oamenii au răspuns, este Isus Hristos, Fiul lui David. Osanalele, Vedeți, chiar cuvântul Oseana știți ce înseamnă? Oseana înseamnă salvează-ne acum. Cu alte cuvinte, i-au zis, tu ești Mesia, tu ești împăratul, ai intrat în Ierusalim, salvează-ne acum, fă ceva pentru noi. Ridică-ne din starea în care suntem. Uită de că peste noi este națiunea aceasta. Sunt romanii care ne subjugă. Scapă-ne de aici, fă ceva pentru noi. Însă Domnul Hristos vrea să le transmită prin tarea Lui călare pe un asin, că El este Domnul Păcii și că El va câștiga războiul, dar nu cu arme. Și nu războiul pe care îl doreau ei, ci El a vrut să le demonstreze că El este interesat de starea lor spirituală. Asta l-a interesat pe Hristos. A vrut să le arate că El nu era un Mesia politic, nu era un Mesia pământesc, ci era un Mesia spiritual, un împărat spiritual ceresc și împărăția Lui era cerească. Hristos și-a pecetuit pur și simplu interpretarea clară a mesianismului cu prețul vieții și a făcut-o chiar acum, când mulțimile erau așa de mari în Ierusalim. Un mare comentator a spus că Mântuitorul, prin interpretarea sa mesianică, a forțat, cum spuneam, Marele Șanhedrin să accepte orarul lui Dumnezeu să-și îl schimbe. Tocmai pentru ca să împlinească tot ceea ce trebuia împlinit. Hristosul urma să fie așezat pe cruce și trebuia să-l vadă public toată lumea. Și trebuia să fie o dovadă clară că El este Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Al doilea aspect pe care aș vrea să-l subliniez în această seară este bocetul Domnului Isus. Vă imaginați că împreună cu ucenicii, mulțim de oameni mergeau după El. Mai ales că făcuse o minune care i-a șocat pe toți. Un om în descompunere. Dintr-o dată, după patru zile mort, Hristos îl învie. Totul este normal, dintr-o dată. Au rămas șocați și au spus așa ceva, așa ceva nu s-a mai văzut. Așa ceva nu există. După patru zile un mort să învie și să fie, din punct de vedere mental, din punct de vedere fizic, tot în ordine. Era mulțim după Domnul Isus Hristos. Se apropia de cetate. Și când s-a apropiat și a văzut-o, spune Scriptura, a început să plângă în hohot, uitându-se la cetate. Când s-a apropiat de cetate Luca 19, cu 41, a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și dați-mi voie să vă spun că atunci când Domnul Iisus Hristos a plâns pentru Lazar, la mormânt, s-a folosit un cuvânt care însemna a vărsat multe lacrimi. Aici se folosește un alt cuvânt în limba greacă care scoate în evidență starea aceea de bocet a Domnului Isus Hristos din pricina situației în care se afla. Toată mulțimea adunată, plină de bucurie, de extaz, era o sărbătoare specială. În sfârșit avem un împărat pe care îl putem declara. Toți erau plini de bucurie. Dintr-o dată Hristos oprește toată mulțimea și în loc să se bucure, izbucnește într-un plâns pe care nu l-au înțeles niciunul. Nimeni nu l-a înțeles. El n-a plâns degeaba. Momentele acelea n-au fost momente ușoare. Și aș vrea să scot în evidență câteva motive pentru care Domnul Iisus Hristos a plâns. A plâns când a văzut Ierusalimul. Spune Biblia, când a văzut-o, s-a apropiat de cetate și când a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea s-a uitat înspre Ierusalim, Ierusalimul era o minune în vremea aceea. Irod era obsedat de frumusețea zidurilor. Când a văzut Ierusalimul, în loc să se bucure de el, Hristos a plâns pentru el. Pe el nu-l interesa zidurile, pe el nu-l interesa cetatea, dar știa ce urmează. Știa că națiunea lui Israel îl va respinge categoric. Știa că îi va întoarce spatele. Și când a văzut ce tate a plâns și a și declarat, nu va rămânea piatră pe piatră aici. Iar în anul 70, spune uh, istoricul Flavius, că a trecut plugul prin Ierusalim. Totul a fost șters pentru ca să se împlinească cuvintele Domnului Iisus Hristos. El știa că lumea l dar ascultați-mă, în timp ce lumea laclama și îl voia ca împărat, ascultați-mă, Hristos auzea dincolo de ceea ce ei strigau. Că după cinci zile vor striga, răstignește-l, răstignește, -l, răstignește, -l, răstignește -l. Toată lumea era în sărbătoare, toată lumea era plină de bucurie. Îl credeau că e războinicul, îl credeau că e împăratul politic care se ridică. Însă Domnul Iisus Hristos nu era interesat de acest lucru. Chiar dacă văzduhul era plin de osanale, el privea dincolo. Era un domnitor, era un împărat, un rege, nu al cetăților, ci el era un domnitor, un rege al inimilor. El n-a venit pentru ca să fie interesat de ziduri de cetăți. El a venit pentru că a fost interesat de inimi. Și asta a fost scopul lui. Inimile, nu cetățile lor. Și pentru că n-au vrut să-l accepte ca și împărat, așa cum și-a dorit ca să se prezinte împăratul cerului, ci și-l-au dorit ca un împărat pământesc. De aceea a plâns în hohote uitându-se la cetatea aceea care urma să fie nimicită. În al doilea rând, dați-mi voie să vă spun că Domnul Isus Hristos a plâns pentru templu. Templul lui Irod era una dintre minunile lumii din vremea aceea, construit pe vârful unei coline, colina Moria, avea clădiri masive, din marmură albă și plăși de aur. Era atât de luxos și grandios încât atrăgea privirile tuturor. Iată ce spune istoricul Flavius despre el. Și citez. Templul lui Irod nu avea niciun neajuns. Era perfect. El uimea orice minte și, orice, și surprindea orice ochi. Naosul era acoperit în întregime cu plăci de aur. La răsăritul soarelui și la prima lui înălțare, el reflecta razele atât de fermăcătoși și de puternic, încât toți cei care îl priveau erau obligați să-și ia privirea de la el în tocmai ca de la soare. El cu corpurile lui părea de la distanță ca un munte cu zăpadă, pentru că părțile lui, nu dacă care nu conțineau aur, abundau în alb marmură. Nu numai istorici au fost mirați de ceea ce au văzut, au fost într-o stare de minunăție, chiar și ucenici. Marcu, capitolul 13, versetul 1, spune așa. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui a zis, Învățătorule, uită ce pietre și ce zidiri. Wow! N-am mai văzut așa ceva. Însă dați-mi voie să vă spun că menirea reală a Templului nu era neapărat plăcile de aur și pietrele de marmură, ci menirea reală a Templului era ca să fie casa lui Dumnezeu. Și mai mult, era să fie casa de rugăciune în care oamenii să comunice cu Dumnezeu. Dar închinătorii din acest Templu, ascultați-mă, n-aveau nimic comun cu Dumnezeu. De aceea că nu numai că nu l-au acceptat pe Domnul Isus Hristos. Și știți foarte bine că Domnul Isus Hristos la moartea lui a fost acuzat tocmai pentru că ei au zis că e împotriva templului. S-a ridicat unul și a spus, l-am auzit zicând, pentru că nu avea nicio acuzație împotriva lui, l-am auzit spunând că omul acesta va striga templul acesta care a fost construit în 46 de ani și în 3 zile îl va zidii din nou. Asta a fost acuză, Pentru că el a scos în evidență, de fapt, menirea templului. Acolo, la templu, trebuia să fie locul în care inimile oamenilor să se întâlnească cu Dumnezeirea. Și ei au făcut din casa lui Dumnezeu. Într-una din traduceri spune, o peșteră de ucigași în limba română spune o peșteră de tâlhari. Cu alte cuvinte, au ucis inimile celor care trebuiau să comunice cu Dumnezeu în casa lui de rugăciune. De aceea, Isus a plâns pentru templu. A avut o anumită poziție față de el, a luat zbiciul și a făcut curățenie, dar nu ne oprim acolo acum în seara asta. Aș vrea doar să vă provoc să vă gândiți de ce a plâns Domnul Isus. Inima era îndurerată. În al treilea rând, Domnul Iisus Hristos a plâns în hohote pentru că Ierusalimul, Israelul, respingea ultimul apel pe care Domnul îl făcea. Dacă, dacă ai fi cunoscut și tu măcar, zice stare, astăzi, astăzi, era ultimul apel pe care Domnul îl făcea națiunii Israel. Și acel ultim apel a fost respins. Luca 19 cu 41, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, astăzi, acum, în această zi, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi și vor veni zile grele peste tine. Ascultați-mă, Hristos n-a plâns pentru că a urât momentul morții și crucificării Lui. Hristos n-a plâns în hohote pentru că urma să fie așezat pe cruce. Hristos n-a plâns în hohote pentru că era urma să fie chinuit și lovit. Hristos n-a plâns în hohote și n-a bocit pentru că urma ca să moară pentru națiune și pentru lume întreagă. Hristos a plâns pentru că era respins ultimul apel. Pentru că El pentru asta a venit să salveze inimile oamenilor. Și inimile lor au fost închise, au fost blocate. El era Mântuitorul Lumii Întregi. Era ultimul apel înainte de răstignire. Un apel nu pentru a declara ca un împărat politic, ci un apel al Dragostei Supreme în calitate de un împărat etern, ceresc, trimis de Dumnezeu. Nu către palatele și zidurile cetăților lor, ci către inimile oamenilor ca să le devină domn și mântuitor. Imaginea aceasta simbolică și dramatică a intrării în Domnul Iisus în Ierusalim era un strigăt al lui Dumnezeu. Era ultimul strigăt pentru națiunea lui Israel. Acesta era momentul cel mai decisiv. Ori să-l respingă, ori să-l accepte. Dar ei nu l-au acceptat. A fost ceasul cercetării. Și ascultați-mă bine, pentru că vreau să subliniez ceva și încerc să mă apropii de încheiere. În ceasul cercetării, totdeauna, Dumnezeu Hristos arată compasiune. A prins, nu pentru cetate. S-a uitat la ea, a văzut-o, dar în cetate erau oameni. Iosif Flaviu spune, în momentul în care romanii au fost nevoiți ca să cucerească Ierusalimul, i-au ars pe rug, i-au chinuit pe oameni. Hristos a uitat la cetate și a văzut-o că era plină dar urmat mulți din ei să moară, să moară nemântuiti, să moară nesalvați. Hristos totdeauna în ceasul cercetării îți arată compasiune, pentru că El nu vrea ca cineva să piară, ci tot să vină la mântuire. În ceasul cercetării Hristos vrea să se descopere pe sine, să se arate pe sine. În ceasul cercetării îți dă șansa ca să fii salvat, îți arată soluția de care ai nevoie. Iar în ceasul cercetării trebuie să iei decizie. Ori îl accepti, ori îl respingi. Nimeni nu poate scăpa de ceasul cercetării. Știți că Biblia spune voi care sunteți chemați să reprezentați pe Dumnezeu prin faptele voastre bune, arătați-le celor din jur, pentru că vine un ceas al cercetării în care vor fi cercetați și din pricina faptelor bune pe care voi le-ați făcut, s-ar putea întâmpla să-l facă pe omul acela să ia o decizie bună. Ceasul cercetării, momentul deciziei, vine pentru oricine. Deoarece de momentul acela depinde veșnicia, destinul etern. Tragedia pe care o avem astăzi este că oamenii nu știu folosi ceasul cercetărilor și alegerilor corecte, și poate fi finalul lor. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar astăzi, clipa aceasta, lucrurile care puteau să-ți dea pace, câte minuni! Câte predici? De câte ori Hristos nu s-a dovedit pe El? Și acum? Încă un moment. Încă o clipă. E ultima. Apoi, în al patrulea rând. Hristos a plâns în hohote pentru că vedea distrugerea Ierusalimului și a Templului. Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri. Cred că le-a spus în lacrimi. Mi-aș fi dorit să fi fost acolo să-l aud. Te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Încerc să-mi imaginez Era o durere adâncă în inima lui. Era o durere foarte mare. În timp ce mulțimile la clamau sănale și strigau o sănale, Domnul Iisus vedea cetatea dărâmată și arată plugul trecând prin ea. Oameni chinuiți și osândiți la moarte din cauza nebuniei și răzvătirilor. Se spune despre un om care cu patru ani înainte ca cetatea să fie distrusă, a umblat pe toate străzile Ierusalimului și a strigat în felul următor și a strigat mereu și mereu timp de patru ani. Glas de la cele patru vânturi, glas împotriva Ierusalimului și a templului, glas împotriva întregului popor, vai Ierusalimul, vai templul și vai poporul. Și nimeni n-a vrut să-l asculte. Hristos n-ar fi dorit să se întâmple și ascultați-mă, nu se întâmplă dacă l-ar fi acceptat pe El. Dar din pricină că Domnul Isus Hristos a fost respins categoric de către ei, s-a luat pacea din mijlocul Israelului și până astăzi nu au. Până astăzi nu au. Prințul Domnului Iisus Hristos în ne arată că și El a fost și om și Dumnezeu. Că El și-a arătat compasiunea și mila față de oameni, că iubește pe oameni, care milă de fiecare, chiar și de dușmanii Lui care urmau să-L răstignească, le-a mai dat o șansă. Și dacă cineva ar fi oricât de mult la ar urâi pe El, dacă se întoarce și crede în El, Hristos îl acceptă îl primește. În concluzie, Hristos a împlinit totul după planul divin al cătui de Dumnezeu înainte de veșnicii. Felul în care s-a desfășurat planul a fost perfect, așezat în ordine. Și Domnul Iisus Hristos spune cartea evrei că s-a rugat cu strigăte mari să-L scape de la moarte. Și ascultați-mă, nu-i vorba de moarte pentru că în Evanghelia după ea îmi spune eu am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi o iau. El s-a rugat nu cumva să greșească planul lui Dumnezeu. Nu cumva să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, pentru că păcătuind împotriva lui Dumnezeu știa că plata păcatului este moartea. El vrea să rămână în planul lui Dumnezeu până la capăt. De aceea, când a ajuns la cruce, el a strigat, Tată, s-a isprăvit, am împlinit totul! perfect așa cum ai așezat în viața mea tot planul pe care l-ai avut cu privire la mine. L-am împlinit până la capăt. A fost ispitit ca om, dar a avut curajul să înfrunte orice fără să greșească. A știut momentul când trebuie să moară, deoarece era în comuniune continuă cu Tatăl Ceresc, de aceea declară în Cartea Evangheliei după Ioan tot ceea ce fac, fac din partea Tatălui, tot ce vorbesc, vorbesc de la Tatăl. Dați-mi voie să vă provoc. Atât eu cât și dumneavoastră aveți o anumită direcție în viață. Știm de unde venim, dar ascultați-mă, trebuie să știm și încotro mergem. Trebuie să știm încotro mergem. Trebuie să știm unde ajungem. Pe drumul spre glorie. Trebuie neapărat să trecem prin suferință. Nu se ajunge la glorie fără suferință. Și trebuie să avem curaj, fără frică, să mergem înainte. Pentru că am fost creați pentru cer, nu pentru iad. Dumnezeu ne-a creat pentru cer. Dacă cumva se întâmplă în viața noastră să mai greșim, mulțumim lui Dumnezeu care, în planul său, pe care îl are pentru Biserică. L-a acceptat pe Hristos să locuiască pururea, să trăiască pururea la dreapta Tatălui, să mijlocească pentru tine, pentru tine și pentru fiecare dintre noi. Binecuvântat să fie în numele Lui, El trăiește pururea să mijlocească pentru noi. Hristos a dovedit iubire și față de vrășmașii lui. Le-a dovedit dragoste, compasiune față de ei. Le-a dat șansa până în ultimul moment, până în ultima clipă. Le-a predicat, le-a făcut minuni, le-a arătat dragoste, dar și a fost dur atunci când a trebuit. A plâns pentru ei. Și dați-mi voie să vă spun, tu și eu suntem trimiși de la El să mergem, să propovăduim Evanghelia, care nu e altceva decât lucrarea lui Hristos vestea bună, să vindecăm, să scoatem pe unii din foc, să ne împlinim misiunea. Și fiecare dintre noi avem harul să nu fim singuri. Știți care este bucuria pe care o avem? Cum spuneam și mă întorc la început, îl avem pe Duhul Sfânt în noi și cu noi ca să putem fi martorii Lui și să mulcem pe cât mai mulți oameni, că s-ar putea să fie ultima clipă pentru ei. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.